În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am făcut după cum ne-ai poruncit și tot mai este loc. Iubiți credincioși, ne aflăm în Duminica a 28-a după Ovrea Duhului Sfânt, o duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne ocupa puțin de invitația la cină. Și pentru că ani de zile ne-am tot ocupat de către cei care s-au scuzat, pentru că Sfântul Evanghelist Luca ne spune în puține cuvinte, zisa Domnul pilda aceasta. Un om bogat a trimis invitație prietenilor și la ceasul cinei a trimis pe slujitor să-i anunțe. Primul însă dintre ei a spus, mi-am cumpărat țarină și mă duc să o văd. Al doilea a zis, 5 perechi de boi mi-am cumpărat și mă duc să-i încerc. Altul a zis, mi-am luat soție și nu pot veni. Și cu aceste cuvinte s-a dus bietul slujitor la stăpân și i-a spus. Și s-a mâniat. Și a spus, atunci mergi și cheamă pe șchiopi, pe orbi și pe neputincioși, ca să vină la cina mea. Și s-a întors cu temele făcute, slujitorul și a spus, am făcut așa cum ne-ai poruncit și loc tot mai este. Și atunci le-a spus răspicat, mergeți la ulițe și la garduri. Și toți șchiopii, ologii și neputincioșii, aduceți-i aici în casa mea, la cina mea, pentru că nimeni dintre cei pe care i-am chemat nu va gusta din cina mea. Fiind credincioși, cred că am vorbit de atâtea ori despre această invitație la cină și de cele mai multe ori ne-am ocupat de scuza pe care și-au găsit-o. Am spus la un moment dat că dintr-un calcul simplu, dacă a chemat trei categorii sau patru categorii de prieteni și după ce au deschis porțile încă a mai rămas loc, înseamnă că omul acela chiar avea prieteni. Dacă cei veniți așa pe nepregătite n-au putut să înlocuiască locurile la masă și au mai rămas locurile, înseamnă că omul acela chiar avea prieteni și chiar chemase pe mulți. De a trebui să ia cu forța pe alții ca să umple casa lui. Dar ne-am ocupat prea mult de scuze și prea mult am crezut că este important să răspundem unei chemări la cină și am uitat de un lucru. Am vorbit odată, dar prea de mult ca să nu pot permite să o mai spun. Să încercăm să vedem viața de la capătul celălalt. Este un sens pe care trebuie să-l abordăm în ziua de astăzi. Și anume, gândiți-vă nu la cel invitat, gândiți-vă la cel care a invitat. Aici se dezleagă tot. Începând de la decalog, până la comportament social, se dezleagă absolut tot. Decalogul. Citim în porunca a 5-a, după ce terminăm cu poruncile care reglementează raportul nostru cu Dumnezeu, citim în porunca 5-a, cinstește pe tatăl tău și mama ta ca să ai zile frumoase pe pământ, să trăiești mulți ani. Toți credem că e vorba fix de o privire de jos în sus. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar nu spune niciodată că rolurile se pot întoarce. Copiilor le arată viața că rolurile chiar se întorc. Mulți dintre copii vor ajunge părinți. Și atunci, nu e mai bine ca ei să se antreneze de când sunt copii și cu rolul pe care îl vor veni ca adulți, ca părinți? Imaginați-vă că un copil este trimis să-și cinstească părintele, dar îi se face un amendament scurt și nu scris cu arial de 1,5 să nu citească nimeni. Părintele de o șoapă. Păi, tată, uite-te și din partea cealaltă. Cam cât de mulțumit crezi că este tatăl tău cu ceea ce ai făcut ca mulțumire? Mi-aduc aminte că acum ani buni, când erau fetele noastre pe la școală,
școala generală, începuse telefonia, zap, mobilul, alta, după care au trecut la liceu și ne promiteau că plecau de acasă o anumită oră. Ei, o oră înainte, mama lor trebuia să dea un semnal. Măi, s-a făcut o racutare. Mami, eu o zis că la ora 1, la ora 1. Păi e 12, să nu uite, băi. Dacă ne stresăm așa, înseamnă că mai trebuie la casă. Și nu mi-a ieșit strategia aceasta. Și mi-am luat inima din și la un moment dat a zis, auzi, când ai sunat după mama ta și pe tatăl tău la Pitești, ultima dată? Mulțumesc. Mulțumesc. Asta înseamnă să vezi viața de la capul celălalt. Tată, îmi stresez copiii ca să mă sune, păi pune-te în locul lui. Că nu e vorba să te pui numai ca copil, în calitate de copil, să te pui în locul părintelui, ci și în locul părintelui să te pui în locul asta e porunca cincea, fraților. Dar fii ceaptă. E așa, se dă porunca de sus în jos, vine organul deliberativ, pa, legislativ și te aras. Nu, nu, de calorul nu e așa. Nu e numai de sus în jos. E și de jos în sus. Așa că, dacă vreți să vă stresați copiii cu telefoane, băi, mi-ai promis că vin la 2. În timp, dar e 12. Păi, te-am sunat, te mai sun ca să nu uiți până la 2. Am o întrebare pentru toți. V-ați sunat întâi părinții ca să le spuneți că sunteți bine sănătoși? De ce cereți copiilor să facă un lucru pe care voi, în calitate de copii, nu ați făcut-o cu părinții? Și trecem mai departe de porunca a cincea. Cred că am lămurit-o destul. Trecem la porunca a șasea. Să nu uciți. Acum, o să credeți că asta e cu un singur sens, nu? Pune-te, da, să nu credeți acum că vorbesc neapărat cu și în mână, nu? Da, nu se distruge și nu se ucide cu cuțitul, cum se ucide cu sabia cuvântului, cu stricarea imaginii, cu vorbirea de rău. L-ai ucis, l-ai terminat. Și cum poți să înțelegi asta? Așează-te tu în locul lui și uite-te la cei care ți-au stricat imaginea, te-au lovit pe la spate și ți-au stricat tot ceea ce înseamnă bucurie a vieții și bucurie de a te întâlni cu cineva despre care știi că are deja o părere preconcepută față de tine. Te-au ucis. Așadar, ori de câte ori deschizi gura să vorbești despre cineva, gândește-te că tu ești celălalt care vorbește despre tine. Ai bine taci. Că nu o să fii ridicol să vorbești de bine pe unul care nu merită, trebuie să întoarcem și ecuația și pe partea cealaltă, știți? Deși situația e destul de sumbră, eu vă zic așa ca să o puteți înghiți mai ușor. O normă europeană spune că nu se mai poate face înmormântarea cu sicriul desfăcut, trebuie să fie acoperit tot. Bun. După ce s-a dat norma asta, bineînțeles că și România 3 zile durează toată povestea, după care ne revine a noastră. Dar fix în alea 3 zile, un prieten al multora a decedat săracul și până l-au adus acolo sigiul de zinc și au venit vieții prieteni de-ai lui, unii mai târziu așa. Și s-au uitat, păi care e, puteți să vedem, hai să au stat la toată slujba, la sfârșit părintele ține o cuvântare. Un necrolog. Ce a făcut, ce a vrut, cum a fost neacutare. E când a început părintele să vorbească părăcosat cu numai de bine, ăștia și-au dat poate și că hai mă, că nu-i mortul. O să fii nici așa de ridicol ca să vorbești neadevărat chiar dacă dă bine. Nu dă bine, fraților. Adevărul dă bine. Așa că să ne întoarcem la porunca. Să nu uciți. Dacă te apropii de un gând de a lucra pe cineva sau te apropii de un gând de a colabora cu cineva care deja vrea ca prin plecarea unuia să-ți facă ție loc un culoar de avansare pe verticală, abține-te. Pentru că dacă tu o faci astăzi, cu siguranță că mâine înseamnă anul următor sau
când e lumea mai dragă, o va face și altul ca să facă un culoar pentru altcineva. Asta înseamnă să vezi viața de la capătul celălalt, adică să vezi decalogul așa cum a fost el scris. N-a fost scris pe o singură tablă, a fost scris pe două. Adică trebuie să avem în vedere faptul că decalogul trebuie citit cu ambele calități, de pârânt și de pârâș. Mergem mai departe, vă rog așa, să nu fugi. O să zice, păi da, da, e jigniți. Nu, fraților, nu este că vreau în bătătura cuiva. Nu, dar îi luați o propunere a cuiva. General, când ești în anumită poziție, se spune că te duci în birou la șef cu ideile tale și pleci cu ale lui. Dar tot ale tale sunt. Numai că plagiatul, vedeți că nu se mai poate sub nicio formă reglementa. De ce? Pentru că cei care fac legile, exact asta fac. Să-i acopere pe cei care sunt în cauză. Așteptați degeaba dacă vreți un act de dreptate. Stați liniștiți. Dacă aveți nevoie de ceva dreptate și confundați ministerele, duceți-vă la Ministerul Justiției și o să vedeți acolo, nu se discute despre fapte. Care trebuie să cu faptele? Cu conjunturi. Cu conjunturi și cu greșeli. Auziți? Aveți marea șansă să nu plătiți o amendă zdravănă dacă s-au inversat două cifre din CRP. Adică nu mai ești tu. Adică dacă îi faci cu ochiul și arăți buzunarul unui polițai care îți face procesul verbal că ai 170 în localitate și trebuie să-ți suspende permisul, nenea ala nu face altceva decât scrie în loc de 165, 156. Știi ce-i de făcut? Asta e justiția. Eu am întors pe partea cealaltă, pentru că era vorba de o poruncă. N-am zis de altceva, că și noi suntem aici cu justiția mână-n-mână, pentru că dacă nu era mână-n-mână, până acum era bariera așezată din nou. Sunt niște vicii de procedură. Nu interesează pe nimeni că noi aici nu mai putem veni, că nu, nu vi s-a îngrădit libertatea la religioasă, pentru că puteți să veniți pe jos. Oh, da? Imaginați-vă că și luat asta, să vină atâția copii săraci pe jos. Dar nu asta interesează. Interesează că avem niște papele care au fost făcute cu bani europeni și așa mai departe. Unul îți fără pe alta. Trecem mai departe, că deja v-am văzut prea mult despre porunca a șaptea. Porunca a opta. Trebuie să luăm toate poruncile acestea, să le vină mai detailez pe fiecare parte. De la capătul celălalt. Imaginați-vă că încornoratul ar fi persoana dumneavoastră. Cum ar fi? Ar fi bine? Bine, ar fi bine. Momentul în care vrei să faci ceva, te așezi în fața păgubitului. Și păgubitul îți dă niște lecții fantastice. Știți cu fratele Ion, care atunci când avea ceva de reclamat la părintele, s-a dus și părintele zice, lui Ionică, vină, face că de când te aștept. Hai aici, vină la spovedanie, că trebuie să aflu niște lucruri foarte interesante la tine. Ia zi-mă, dar auzi, găinile mele, de ce nu mai sunt 100, sunt numai 70? Părinte, nu-mi s-aude. Bă, găinile mele, că sunt vecini cu tine, erau 100 săptămâna trecută și a fost numai 70. Știi ceva de asta? Părinte, nu s-aude, chiar nu s-aude. Cum adică nu s-aude? Părinte, filmat aici să vezi, dă-mi e pitrafilul, și stai mă aici. Bine, zici și cu apă să vedea că s-aude. Și Ionica pune patrafirul. Părinte, bă, la Maria mea, când ai fost ultima dată? Băi, oare nu s-aude? Problema e următoarea. Dacă nu știi să te așezi din partea ilaltă, măcar taci. Măcar taci. Ca să vezi viața de la capătul celălalt și să înțelegem pe omul care săracul a fost foarte, foarte supărat. La început a fost surprins că a chemat la cină și n-au venit. Trebuie să înțelegem că toată viața noastră așa se desfășoară. Dacă știm să o vedem de la capătul celălalt, o vedem completă. Să știți că viața este foarte frumoasă și dă niște norme pentru care nici măcar nu ar fi nevoie de justiție. Dacă s-ar primi de fiecare om pe sine în partea cealaltă,
n-ar mai fi nevoie de judecată. Pentru că nimeni n-ar greși împotriva lui. Nimeni nu s-ar așeza cu sabia să-și dai propriul cap. Așa că, într-o zi frumoasă ca aceasta, dacă vrea cineva să mă contrazică văzând zloata de afară, îl contrazic eu. Păi ce vreți să faci vreo iarnă? Acum iar ne auzim, ne-a prins iarna până pregătite. Băi, iarnă, asta este, în România. Duceți-vă în Spania, e mai uleacă, mai călduros. Vă duceți mai spre Ecuator, nu vă mai veritați? A, nu, acolo se vaietă, au și încălcătașilor. De căldură se vaietă. Omul e făcut să se vaietă tot timpul. Când are aia sau când are aia. Așadar, este vremea frumoasă. Pentru că este iarnă și este frumos ca iarna să ne aducă și zăpadă și iarna să ne aducă gelul. Asta este. Trecem în sălale noastre. Vă imaginați că și noi suntem printre cei care avem o intenție grozavă de a face binele, dar constatăm că cel căruia vrem să-i face binele ne face spatele. Astăzi învățăm lucrul acesta. În momentul în care constatăm că am vrut să facem binele, dar celălalt ne face spatele, înseamnă că ne aflăm într-un anturaj cel puțin toxic. Și trebuie să-l schimbăm. Pentru ce să îmi aduc eu în lângă mine niște confrați pe care atunci când îi chem la bine nu vin? Imaginați-vă dacă i-ar da casa omului, dacă vreau cineva. Știți de cel care și-a trimis fata să le spună prietenul și vecinul, care era un cartier așa liniștit și toți erau prieteni între ei. Și când se termine grătarul, zice, bă, tată, du-te și anunță prietenii noștri că se termină grătarul și hai să vină la masă. Și a ieșit în stradă și s-a dus la fiecare vecin și a zis, vediți că ne-a ars porumbarul. Uitați focul, se vedea fumul deja de la grătar, dar oamenii și-au mai dat seama că mirosea ceva de viitor. Ăla că nu. Dar vreo doi vecini mai zdravene așa și-au chemat toată familia și cu găleți și hai să intre. Când vede tata că vin alții pe poartă. Măi, tata, ce ți-ai zis eu să... Ce, băi, tata, ăștia sunt adevărații prieteni. Ăștia veneau să ne salveze de la incendiu. Nu, hahalelele pe care îi numeri bata prieteni. Copii, azi avem de învățat multe. Avem de învățat că trebuie din când în când să mai și încercăm niște prietenii. Pentru că sunt prietenii numai de suprafață. Sunt conjuncturi în care ne cunosc oamenii pentru că avem o funcție. Vă propun un test scurt. Dați un telefon celui mai bun prieten și spuneți, băi, nu mai am funcția pe care o aveam. Nu o să-l mai vedeți, vă spun. Eu am avut și bucuria cealaltă când am aflat pe cineva că aproape că pierd funcția pe care o am, s-a făcut scut și până seara aveam funcția înapoi. Să mai întâmplă și așa. Deci excepția este și de la capul celălalt. Întotdeauna să știți că viața văzută din ambele părți este frumoasă. Și numai așa este frumoasă și utilă. Prieteniile, calitățile de tată, de mamă, de bunic, de fiu, de fiică, sunt complete numai atunci când ne citim și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Iubiți credincioși, cred că astăzi omul acela care a făcut cină se bucură pentru faptul că ne-a fost nouă pildă și știm cum să ne purtăm de acum oamenii, pentru că în primul rând ne-a învățat cum să ne purtăm cu noi înșine. Atunci când vrem să cerem socoteală cuiva, ne întrebăm dacă noi suntem deasupra lui sau sub el. Dacă suntem deasupra lui, ne întrebăm imediat, mă, da șeful dacă avea nevoie de datele astea pe care le cer eu sub alternul meu, cam cum mi-ar fi fost mie să nu mai prelungească măcar cu jumătate de zi sau cu o săptămână termenul de predare și imediat îți trece. Imediat când te vezi pe tine cu presiunea inversă, cu siguranță că îți trece și înveți ceva cum să te comporți cu celălalt. Pentru că fiecare dintre noi ne aflăm la mijloc. La mijloc înseamnă că avem și oameni deasupra noastră și oameni de sub noi. Când ne așezăm câteodată pe de sub și altădată deasupra ca să putem să înțelegem că epitrahilul rămâne între noi. Din ce parte sau unde? Din partea interogatorului niciodată nu se s-a auzit.
Fraților, cred că se bucură încă o dată cel care a făcut cină, că ne-a învățat și pe noi, când de fapt această predică este așezată înainte de a veni Crăciunul, ca să știm pe cine invităm, cine să ne însoțim, cum să vedem lucrurile. Invitația la cine este invitație la viață, la o viață comunitară, la o viață împreună. De aceea, astăzi, s-a făcut cină mare și suntem trimiși să umplem casa. Dacă nu reușim, înseamnă că nu ne-am împlinit targetul. Trebuie să mai insistăm. Mai sunt peste două săptămâni până la Crăciun și avem timp să reparăm. Așa să ne ajutăm.